Căpșunele românești au început să apară pe tarabele din piață, însă prețul extrem de mare pare să țină pofticioșii la distanță. Chiar dacă au un gust mai bun decât cele de import, mulți dintre cetățeni aleg să aștepte până în sezon, atunci când prețul acestor fructe va fi unul corect. Află ce spun cultivatorii despre această situație și cât a ajuns să coste gramul de căpșune. Căpșunele au ajuns să coste mai mult decât carne, iar acest lucru îi descurajează pe mulți dintre români să deguste din primele fructe apărute în această primăvară. Un cultivator din Oradea a povestit faptul că recolta din acest an este una foarte bună, oferind nota 9 pentru rezultate. Leopița a afirmat că oamenii le preferă când sunt proaspete datorită dulceților inegalabile, potrivit Digi24. Un experiment făcut de un jurnalist arată cât costă o căpșună, având în vedere că prețul unei kilogram ajunge la 40 de lei. După un calcul simplu, o căpșună valora 1,3 lei, un preț mare pentru o cantitate atât de mică. În sens metaforic, putem compara gramul de căpșune cu cel de aur, astfel că prețul acestor fructe la început de sezon este exorbitant, pentru mulți dintre cetățeni, intangibil. Astfel, căpșunele se pot considera și în acest an trufandalele lunii mai, iar cine și le permite se poate considera norocos și bogat. Încercăm să vedem cât costă un singur fruct la prețul actual de 40 de lei kilogramul. Am ales un exemplar mai sănătos pe care o să-l cântărim. Are 33 de grame. Dacă facem regula de 3 simplă, rezultă că acest fruct costă 1,3 lei. Deși fructele se vând atât în piețe cât și în magazine, doar pofticioșii se opresc să cumpere câteva de gust. O caserolă de 500 de grame costă 20 de lei. Spre finalul perioadei de recoltare, prețul căpșunelor românești ar putea scădea de la 15 lei kilogramul, atât cât costă în prezent cele din import, a declarat Bogdan Băcilă, potrivit sursei citate, relatează playtech.ro.